Eram în clasa a noua, la liceu, și la ora de fizică, noi făceam și fizică între a noua, deși eram la filologie, trebuia să facem asta. Am fost scos la tablă să rezolv o problemă de fizică. Nu mai știu de ce. Oricum, profesorul mi-a spus: Alexandru, te rog să poftezi să rezolvi problema, scrisese datele pe tablă, m-am uitat eu la datele alea. Nu știam, eram praf la barna mea. M-am uitat și la colegii mei, care nici ei nu știau, deci nu puteau să mă ajute. Și la un moment dat i-am spus profesoarei, zic, doamna, nu, eu nu știu să rezolv această problemă. Și luați dumneavoastră măsurile care se cuvin în sensul ăsta. Și profesorul a ridicat-o din catalogul și pe subocul mi-a spus, așa nu promovăm, Alexandru.